Ecoprovocarea este un concurs educațional care a ajuns la cea de-a patra ediție și în care sunt angrenate școli din județul Sălaj și din județul Călăraș. Anul acesta participă la concurs două școli gimnaziale din Zalău, Școala Gimnazială Mihai Eminescu și Școala Gimnazială Simeon Bărnuțiu. Concursul îl va câștiga școala care obține cel mai mare punctaj prin desfășurarea unor activități care sunt strâns legate de mediul înconjurător. Astăzi, la Școala Gimnazială Mihai Eminescu s-a purtat verde. Fiecare elev sau profesor a fost îmbrăcat în verde sau a avut măcar accesorii de această culoare. În pauza mare, elevii, alături de cadrele didactice, au dansat pentru că și educația pentru sănătate este o componentă ecologică. Concursul Ecoprovocare a trezit interesul elevilor care se implică activ în tot ceea ce înseamnă reciclare și mediul înconjurător. Ce înseamnă pentru tine verdele? Pentru mine verdele înseamnă o culoare care îmi dă energie și din alt punct de vedere, simbolizează natura. Natura pentru că totul e verde în natură. Ție îți place culoarea verde? Da, este o culoare destul de frumoasă care simbolizează culoarea naturii. Ce ai făcut tu sau cum te-ai pregătit pentru ecoprovocare? Păi am participat la mai multe activități și am făcut câteva proiecte. Cât timp ai alocat tu pentru ecoprovocare sau ce ai făcut tu mai exact pentru acest proiect? Timpul pe care l-am alocat a fost de câteva zile în care am desenat păduri văzute în ochii mei și am arătat partea pozitivă și partea negativă a tuturor pădurilor. Ce înseamnă ecoprovocare pentru tine? Ecoprovocare este un proiect care ajută elevii să realizeze importanța pădurilor, importanța reciclării și cât de importante este mediul înconjurător pentru noi. Ce semnifică verdele pentru tine sau pentru o lume întreagă? Pentru mine verdele semnifică natura, puritatea și mai ales pădurea care trebuie salvată și verdele e o culoare care semnifică aproape totul din toată lumea. Ca și pământul este verde combina cu albastru. De ce este atât de importantă pădurea pentru oameni? Pădurea este importantă pentru oameni fiindcă copacii ajută la construirea caselor, la diferite construcții, dar noi trebuie să-i plantăm la loc. Ca și cum zice un proverb, dacă tai un copac, trebuie să plantezi 10 în loc. De la ce vine ecoprovocare? Explică-ne puțin aceste două cuvinte. Păi, eco vine de la natură, să ajutăm, să reciclăm, să valorificăm natura așa cum este ea și cum ar trebui să fie, iar provocarea pentru că mulți oameni nu o valorifică, o distrug. Este o provocare pentru noi să încercăm să îi luminăm cum ar veni. Dacă tu ai avea o putere supranaturală și ai ști că o mulțime de oameni fac lucruri care dăunează, nu știu, mediul înconjurător, ce ai face tu cu acei oameni? Cum i-ai pedepsi? După mine, pe acei oameni, i-aș pune să planteze în primul rând alți copaci și, nu știu, amendă ar fi o soluție sau, în cel mai rău caz, închisoarea. Școala Mihai Eminescu are 10 ecoambasadori. Ecoprovocarea este un proiect care mă învață cum să fiu mai ecologic, cum să reciclez, cum să am grijă de mediul înconjurător, cum să am grijă să trăiesc într-o lume mai bună, să fac lumea mai bună pentru cei din jurul meu și să întâlnesc oameni noi. De cât timp ești tu în acest proiect? Sunt de la începutul acestui an, de când s-am ființat, din luna noiembrie. Mereu mi-a plăcut să mă implic în activități și m-am pregătit într-un fel ca să fac mai multe lucruri, să cunosc mai mulți oameni. Întotdeauna mi-a plăcut să apar la televizor și să fac multe activități care să am o responsabilitate.
Nici la școala gimnazială Simion Bărnuțiu elevii nu s-au lăsat mai prejos. Aceștia și-au pus minte la contribuție și au creat peste 200 de adevărate opere de artă din carton, sticlă sau flacon. Noi am făcut un expres polar din cofrage de ouă și doi pinguini din niște sticle de plastic. Ne-am inspirat să-i dăm titlul dintr-un film. Cât timp v-a luat să creați această... Cam 3 ore, cam așa. Și de unde le-ați colectat pe toate? Păi, cofragele a adus Patricia, eu m-a adus sticlele, cutia a adus-o Irina, capacele Patricia, fiecare a adus ce a avut. Reciclabile pe care le-am găsit la mine în garaj, e făcut din câteva ghivece, niște țevi de la duș care au fost tăiate și le-am pus pe post de mâini, niște suporturi, un glob care a fost spart și l-am pus pe post de cap, câteva piulițe și arcuri și un disc rupt care l-am pus pe post de gât. Ție cât timp ți-a luat să faci acel robot? Aproximativ 2 ore și jumătate. Cadrele didactice spun că elevii au fost foarte receptivi și au acceptat provocarea de a crea un mediu înconjurător mai sănătos. Concursul Ecoprovocare a început din luna noiembrie, startul acestui concurs, până luna mai anul acesta. Ne aflăm la 4-a ediție și, într-adevăr, este o provocare. Nu este săptămână sau zi din săptămână în care elevii, pe disciplină, dacă doriți, pe an de studiu, să nu fie implicați în diferite activități ale acestui concurs. Activități pe teme de mediu, dacă doriți, folosirea și învățarea utilității acestor materiale reciclabile, colectarea corectă, biodiversitatea, cunoașterea cât mai multor specii de plante și animale pe cale de dispariție. Expoziția de astăzi ne-a dat un imbold să arătăm tuturor cât de pricepuți, cât de talentați, cât de originali sunt elevii acestei școli. De când au intrat în concurs, cele două școli au avut diferite activități de colectare selectivă a deșeurilor, de îngrijire a spațiului verde, dar și de conștientizare a oamenilor cu privire la problemele deja existente de mediu. După 2 luni de concurs, școala gimnazială Mihai Eminescu se află pe locul 1, iar școala gimnazială Simion Bărnuțiu pe locul 3. La sfârșitul lunii mai se vor afla rezultatele finale ale concursului.